asta e lucru tare simplu. La Macaz sus este electromagnet. Dacă șoferul merge cu pedala accelerației apăsată, înseamnă că electromagnetul acționează și barele o iau la stânga. Dacă merge fără pedala accelerației apăsată, automat merge la dreapta. Trebuie să ai făcut cât primul tramvai în 17, în 14. În 2014, atunci el a făcut țepul ăsta. Și se reparau colca, se reparau tramvaiul, și șapte trolebusele, și apoi și a catilier ca asta, cu capăt pe înaltă, iese mult. Și el vine înapoi și compact, avem 7 posturi aici. Nu știm dacă avem 7 posturi, apoi prima săptămână tăi cu 7 posturi și după aceea 6 încolo eu pas într-un trolep și unul ies. În 7 zile la tăi posturi ies, să fac tăi lucrări. Noi plănuim 10 oameni care lucrează aici, în 7 zile ies. Dar cum facem, modificați compresorul și acolo și aici paralel, putem și mai... Motor compresor mag, motorul, cardanul tot, e de o parte, pe urmă, e asamblat. Ele vin, vedeți, aparte. Când se face reparație capitală, la pădei sanină și strage, să îndreaptă rugile. Face mai mult. Dacă este motorul tracțiunea lui. Și de-am punem cardanul, avem aici ele sunt de la 110 până la 180. Ele vin de la Scov, de la Rancea, de fiind din uzine și cadă în modelă. E pus. Pune litol 24 în coil german și are sistemă de ungere automat ca să nu am mecanici în asamblare pun acumulator, sus pun două preobrazovatele care transformă din 660 volts în 380 unul, dar unul în 28 volts. Apoi și unim acumulatorul, unim toată aparatura, punem motor compresor, unim motor tracțiune, controlăm electricitatea, punem plafoanele și după aceea începem la săbări salonul. Timp 7 zile cu tot cu rodaj, în 7 zile el pasea slăvenie să putem calcă. Dacă aici toate parlătăți, undeva 60-70% mai mult, a schimbat, 80% depinde de anul de trebuie la trup, cât coroane. Tabla toate 100% schimbată. Tabla 100% schimbată. Mă pregătim pentru vopsire. Funcția atelierului de operație este pentru repara și a confecționa toate piesele de schimb la trolebusele din toate trei parcuri și pentru a menține ieșirea la linie la toate trolebusele.